Hello, fetelor! Bun venit la un nou video de pe canalul meu. Eu sunt și reprezentant Oriflame și m-am gândit să fac unboxing-uri la ce îmi comand, pentru că am văzut că sunt foarte vizualizate aceste videoclipuri. Eu cred că o să fac de mai multe luni și după aceea o să postez, pentru că nu comand pentru nimeni decât pentru mine, așa că nu tot timpul comand foarte multe produse, deoarece nu am nevoie de atât de multe, însă am zis să filmez mai multe luni, iar după aceea să postez un video acumulat din mai multe luni. Hai să-i dăm drumul, să deschidem coletul. Să vedem ce avem aici. Mi-am comandat setul acela cu 10 produse, care era cam pe la finalul catalogului. Și să vedem. Bun, aici este noul catalog. Nu, cam așa vine. Și avem aici o mostră de fond de ten, cred. Da, fond de ten de la Giordani Gold. Sunt curioasă de el. Abia aștept să-l încerc. Să văd cum este. Acum filmez din campania 15 și acesta este catalogul campaniei 16. Bun. Deci să vedem. Prima dată aici avem crema de mâini cu avocado. Am vrut să o încerc pe asta, am mai fost în catalog și am luat-o pe cea cu cătină și n-am încercat-o pe asta, dar acum mă bucur că a fost în setul acela cu 10 produse ca să o pot încerca și pe ea. Bun. Aici avem gelul de duș, cel cu nucă de cocos și pepene, care îl ador, cum ador mirosul lui. L-am mai avut și m-am bucurat foarte tare să văd că e în set și să-l mai pot avea o dată. După care avem această loțiune pentru ten gras de la Love Nature. Abia aștept să încerc, îmi plac produsele Love Nature, mai am multe și abia aștept să încerc și pe asta. Avem această mască, tot de la Love Nature, cu castraveți. Am și crema de la Love Nature cu castraveți și îmi place foarte tare. Bun. Avem acest scrub pentru tăr de la Fit Up, care l-am mai avut și s-a terminat acum vreo lună și m-am bucurat și de el, să văd că este în acel pachet și abia aștept să îl reiau din nou, pentru că îmi place foarte tare. Avem săpunul, acesta cu nucă de cocos și pepene, care face parte din aceeași gamă cu gelul de duș care vi l-am arătat mai înainte. L-am mai avut și pe el. Avem acest Tender Care. Ador Tender Care-urile. Mai am și altele, dar chiar pe ăsta nu l-am avut. Ia să vedem. Exact, un Tender Care. Dar miroase superb. Superb, abia aștept să-l încerc și pe el. Ok. Mai avem acest ulei purificant, care cred că știți cum arată. Eu mai am și îl folosesc tot timpul și îmi place foarte, foarte tare, mă ajută.
Mai avem apoi această cremă, tot de la Love Nature, cu aloe vera, gel cream, abia aștept să o încerc și pe asta. Mai am o cremă de la Love Nature care o folosesc acum, cea cu ceai, care cred că e din aceeași gamă cu acest cleanser sau, mă rog, ce fie el. Și o folosesc și îmi place foarte mult. Ok, și tot din același pachet mai avem acest șampon pentru păr gras, zic ei, curcică și lămâie. Abia aștept să îl testez, să văd, eu am păr foarte gras și abia aștept să văd rezultatul lui. Ok, separat am mai cumpărat acest far de pleoape de la The One. Să vedem. Oh, ce frumos e. Să facem un mic swatch aici. Wow! Sper că se vede, dar e super, super tare. Nu mă așteptam să fie atât de pigmentat. Ador culorile astea, mai ales în sezonul rece, pentru că na, e ca și iarna, ca și zăpada, e super frumos. Abia aștept să folosesc. Bun, mi-am mai achiziționat această cremă pentru picioare de la Vitap. Ador și asta, brandul Vitap. Îmi place foarte, foarte mult. Am foarte multe produse de la ei. Asta este în ediție limitată. Este cea cu rodie și abia aștept să o testez, să văd de cum își face treaba. Bun, și am înlocuit taxa de transport cu acest gel de duș de la Discover. Miami Spirit Shower Gel. Abia aștept să văd cum miroase. Arată bine. Și de obicei gelurile de la Discover miroase foarte bine și fac spumă și îmi plac foarte mult și își păstrează mirosul. Bun, cam asta a fost pentru luna asta. O să văd dacă o să postez videoclipul doar așa sau o să mai filmez și luna viitoare. Dar deocamdată vă mulțumesc pentru vizualizare.